Astăzi ascultăm împreună legenda ariciului. Se spune că după ce le-a făcut pe toate de pe pământ, creatorul lumii a pornit să răsucească firul vremii, alcătuit dintr-un fir alb, care va fi ziua, și un fir negru, care va fi noaptea. Dar cine să le răsucească? În sfârșit a găsit un animal răbdător, ariciul. I-a dat acestuia două gheme, unul alb și unul negru, ca să le învârtească continuu. Și a răsucit ariciul cu răbdare firul vremii timp de un an, 10 ani, 100 de ani, 1000, 10.000. Până la urmă, sărmanul arici, tot răsucindu-le, a ațipit. Când s-a trezit, plin de groază, a început să se văicărească, speriat de faptul că atunci când a depănat numai firul negru, fără cel alb, a fost numai noapte și neștiind ce pedeapsă l-așteaptă. Toți perii ariciului i s-au ridicat de spaimă, iar Dumnezeu, supărat, i-a hărăzit ca părul să-i rămână tot timpul zburlit. După un timp, Dumnezeu s-a îmbunat, aducându-și aminte că bietul arici s-a muncit la răsucitul vremii încă de la zidirea lumii. De aceea îi hărăzi ca numai la vreme de primejdie să se facă ghem cu țepii apărători în sus, astfel ca nicio fiară sau om să nu-i poată face rău. Și de atunci are ariciul părul zbârlit cu perii amenințători, iar dacă îl atacă vreun vrăjmaș, se face ghem și nu poate fi omorât. Aceasta a fost povestea noastră de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă doresc să aveți o vară răcoroasă. Numai bine!